Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Astăzi voi testa și prezenta un mini boost converter, fiind destul de bun pentru aplicații unde avem nevoie să ridicăm tensiunea unui acumulator litiu-ion de la 3,7 V la 12 V. Pentru început, să măsurăm dimensiunile acestui kit pentru a vă da seama cât de mic este. Lungimea de aproximativ 22 mm, lățimea de 10,5 mm, iar înălțimea, zona cu acea diodă, este cea mai înaltă, de 3,7 mm. Să explorăm și partea electronică, de data aceasta cu ajutorul microscopului, deoarece componentele de pe acel PCB sunt destul de mici. Pentru început, să depistăm intrarea și ieșirea, intrarea prin zona asta, să vedeți săgeata, intrarea pe aici, ieșirea prin zona asta, hai să vedem spatele, deci in și out. Plus minus, plus sus, minus jos. Condensatorii ceramici, acesta. Componenta principală, acest integrat, scrie pe el B628, fiind integratul specializat pe ridicarea tensiunii. Un step-up converter, adică ridicător de tensiune, boost converter, de maxim 2 amperi, cel puțin așa spune în datasheet. Un inductor de 3,3 microhenry în zona asta. În lateral, o diodă Schottky de 2A, SS24. Mai sunt rezistoarele din zona asta, din divizorul de tensiune și partea asta unde setăm tensiunile fixe de pe ieșire. Da, tensiunea de pe ieșire se poate modifica. Avem un tabel în spate, l-ați văzut deja, hai să-l vedeți mai bine. Sunt două peduri și dacă facem scurt pe ambele, vom avea pe ieșire 12V. E setat deja pentru 12V. E pus ștrap pe ambele. Dacă facem scurt la A, vom avea 9V pe ieșire. Bizar, 8V. Dar ce trebuia 8V? Ar fi fost de ajuns. 5V, 9V, 12V. Avem un cod în partea aia. Și cam asta e. A, pe ieșire avem un LED. Sunt curios ce culoare e. Un LED SMD. Și cu un rezistor de 10 kΩ în serie pentru limitarea curentului. Să testăm pentru prima dată acest micuț modul la 4,2 V, minus și plus. Să vedem ce culoare are acel LED. Albastru. Da, se vede bine. Să vă arăt mai aproape. Da, se vede. Am pus eu conductoare mai groase pentru a nu avea nicio pierdere când voi testa la un curent mai mare. Stabilitatea tensiunii. Deci, tensiunea pe intrare de 4,2 V, iar pe ieșire de 12,1 V. Să verificăm curentul maxim. Pe intrare am alimentat la 4,2 V pentru a simula un acumulator litiu-ion încărcat la maxim. Pe ieșire vom începe cu 12 V, deoarece vine deja setat la 12 V. A început să scadă. 500 de miliamperi și aici începe să scadă tensiunea pe ieșire. Deci e stabil până la 500 și un pic 500 de miliamperi. Consider că e suficient la cât de mic este kitul de față. Ce am observat eu că nu pare să scadă foarte mult. Parcă n-ar avea protecție la supracurent. Nu știu, se comportă tare bizar de aici. Și noroc că am eu sursa la 4A limitată, că nu știu cum s-ar comporta în cazul acesta. Da. Deci tensiunea rămâne stabilă până la un curent de cam 500 de miliamperi. Pentru a seta 5V pe ieșire, m-am uitat pe tabelul din spate și din câte se vede e nevoie să lăturăm cele două ștrapuri de pe A și B. Bineînțeles că am făcut acest lucru. Mi-am dat seama că e nevoie să pun flux și așa am lăturat cele două ștrapuri de pe A și B. Atenție, zona respectivă este foarte mică, asta înseamnă că oarecum ar trebui să folosiți microscopul. Și după acea modificare se observă că pe ieșire avem aproximativ 5,18 V. Să verificăm curentul maxim, până unde rămâne stabilă tensiunea pe ieșire.
1,2 amperi, tensiunea încă rămâne stabilă, 1,5 amperi și tensiunea pe ieșire începe să scadă. Hai să micșorăm curentul. Deci undeva pe la 1,5 amperi, cât de cât tensiunea pe ieșire rămâne stabilă. Pentru a avea pe ieșire 9V, m-am uitat din nou pe acel tabel și am observat că e nevoie să facem ștrap la punctul A. Am făcut acest lucru. Iar acum să vedem ce tensiune avem în realitate și, din câte se vede, tensiunea măsurată este de 9,17 V. Destul de bine, chiar nu-i rău. Ca de obicei, să verificăm curentul maxim pe durată scurtă de timp. Să vedem, practic, stabilitatea tensiunii. Deja a început să scadă, trebuie să reglez mai fin acum. Pe undeva pe la 750-700 ceva de miliamperi. Deci sub un amper la 9V. Și disipare termică pe integrat și pe acel inductor, practic pe tot kitul, este de 2W. Practic scădem puterea de pe intrare cu puterea de pe ieșire și ne dă puterea pierdută pe kit de aproximativ 2W. Hai să vedem la ce tensiune minimă începe să scadă tensiunea de pe ieșire. Să începem fără nicio sarcină pe ieșire. Bun, ia să scădem tensiunea. 3,7 V. 3 V. Iar tensiunea pe ieșire rămâne stabilă. Acum este în gol aici. 2,8 V. 2,5. Da, începe să crească un pic. Cam la 1,8 volți. Da, 1,8 volți, puțin sub 2 volți. Oricum iese în gol, e clar că nu prea e relevant. Să creștem înapoi la 4,2. Iar pe ieșire să cerem un curent de, să spunem, 100 de miliamperi. Că de regulă pentru asta vei folosi asemenea module. Pentru consum mic, 100 de miliamperi. Și să vedem la ce tensiune pe intrare deconectează tensiunea de pe ieșire. Aici e partea cea mai importantă, practic. În gol e cam irelevant, sincer. 3,6 volți, 3 volți, 2,8 volți, chiar e bine. Dacă și la 2,5 e perfect. Dar de dragul testului vom scădea mai mult. Și să crească nițel tensiunea. Da, începe să scadă. Să creștem un pic, să vedem la cât, la ce tensiune pe intrare își revine la 12 volți. Da, pe lângă la puțin peste 2,1 volți. Să spunem 2,2 volți. Să rotunjim 2,2 volți. Mă interesa să fie minim 2,5, ceea ce e în regulă. Să creștem înapoi la 4,2. Gata. Mai departe, să calculăm eficiența. Pe intrare le lăsăm la fel, la 4,2 V, din cealaltă sursă de laborator, liniară. Iar pe ieșire vom alege tensiunile de 5 V, 9 V și 12 V. 8 V nu prea are sens, fiind foarte aproape de 9 V. Iar curentul ales, undeva pe la 500 de miliamperi. Deși eficiența e un pic mai greu de estimat, deoarece este influențată de diferența de tensiune dintre intrare și ieșire, chiar și curentul, cu cât e mai mare, cu cât tragi un curent mai mare pe ieșire, cu atât eficiența este mai scăzută. Să începem cu 5 V, reglăm la 500 de miliamperi. Pe ieșire avem 2,61 W. Iar pe intrare, aproximativ 2,91 W. Asta înseamnă o eficiență de aproximativ 89%. În continuare, am setat la tensiunea de 9 V pe ieșire, să reglăm la 500 de mA. Iar în cazul acesta avem pe ieșire 4,65 W, iar pe intrare 5,45 W. Asta înseamnă o eficiență de aproximativ 85%. Iar acum și la 12 V pe ieșire, să reglăm la 500 de mA. Pe ieșire avem aproximativ 6,13 W, iar pe intrare aproximativ 7,65 W. Deci o eficiență de 80%.
Să măsurăm și curentul de mers în gol al acestui modul, nu înainte de a vă arăta tensiunea de pe intrare, care bineînțeles e de 4,2 V cu aproximație, 4,22, iar pe ieșire de 12,1 V. Să măsurăm și curentul în gol, atenție, fără nicio sarcină pe ieșire, de 6,57 mA. Trebuie să țineți cont și de curentul prin acel LED, un LED albastru. Aș putea să-l dezilpeze acolo, dar e prea mic și nu-mi bat capul. În continuare, să măsurăm și ripple-ul la 5V, 9V și 12V. Am ales un curent de 500 de mA. Să vă măsurăm gol, deși nu prea contează. Să mărim la 500 de mA. Aproximativ 500. În moment că nu ating bine sonda acestui osciloscop. Deci avem un ripple de aproximativ, hai să spunem în medie, 200 de milivolți vâr la vârf. Dar nu fac eu atingere bine. Să vedem și la 9V. Să reglăm la 500 de miliamperi. 500 de miliamperi. Un moment ca să schimb scala. Și aici ripple-ul cam se dublează. În medie cam 400 de milivolți vâr la vârf. În sfârșit, și la 12V, reglăm la 500 de mA. 500 de mA și da, se vede că avem foarte multe spike-uri. Aici avem, variază foarte mult. Hai să spunem cam 700, 600 de mV vâr la vârf până 700 de mV vâr la vârf. Hai să spunem 600 de mV vâr la vârf. Un ripple destul de măricel. Cum îmbunătățim, înlăturăm acel ripple? Am hotărât să îl înlătur adăugând un filtru LC trece jos. În engleză, low pass filter. Pentru a elimina ripple-ul cu frecvența de peste 1 kHz, m-am gândit să pun un inductor de 115 microhenry și un condensator de 470 microfarazi. Am o mică observație. De ceva timp tot studiez miezurile toroidale. Am aflat că sunt de mai multe tipuri. Ferită manganzinc, ferită nichel-zinc, pulbere de fier, aici sunt vreo două tipuri, sandust și așa mai departe. Cele două miezuri de față sunt din ferită manganzinc, fiind un compromis între preț și utilitatea în acest caz. În situația de față am înțeles că mai bune ar fi cele sandust, doar că sunt puțin mai scumpe. Chiar mă gândesc serios ca să fac un clip despre tipurile de miezuri toroidale. Iar acum să măsurăm ripple-ul, după ce am adăugat acel filtru LC trece jos de pe ieșire, cu valoarea inductorului și condensatorului exact cum v-am spus. Vom începe cu 5V, să reglăm la 500 de mA. Hai să spunem 16 mV vâr la vârf, dar e mult prea mic, plus offset-ul osciloscopului meu și așa mai departe, da. Am reglat la 9V pe ieșire, am pus sonda osciloscopului, să reglăm la 500 de mA. Da, și avem un ripple puțin mai mare, cam 20 de mV vâr la vârf. Practic inexistent, foarte mic, ca să-l pot măsura cum trebuie. Să verificăm și la 12V, să reglăm la 500 de mA și avem un ripple aproape de 30 de mV vâr la vârf. Ca de obicei, la sfârșit să tragem și concluziile, ca o mică recapitulare. Am testat curentul maxim cu intrarea la 4,2 V pentru a simula un acumulator litiu-ion încărcat complet și ieșirea la 5V, 9V și 12V. La 5V putem avea un curent maxim de până în 1,5 A, la 9V de până în 750 mA, iar la 12V de 500 mA. Mai departe, am testat calculat eficiența, la fel cu intrarea la 4,2 V, la 5V pe ieșire avem 89% eficiență, la 9V aproximativ 85% eficiență, iar la 12V 80% eficiență. În continuare am măsurat ripple-ul cu osciloscopul, cu ieșirea la 5V, 9V și 12V, și un curent de 500 de mA. Fără filtru la 5V avem 200 de mV vâr la vârf, la 9V pe ieșire avem 400 de mV vâr la vârf ripple-ul, iar la 12V 600 de mV vâr la vârf. După ce am adăugat acest filtru de care vă spuneam, compus dintr-un inductor în serie și un condensator în paralel, adică un filtru trece jos, pentru a lăsa să treacă frecvențele joase și a tăia frecvențele înalte,
În cazul nostru taie frecvența de peste 0,684 kHz. Deci după adăugarea acelui filtru, la 5V avem 16mV vârf la vârf, la 9V pe ieșire 20mV vârf la vârf, iar la 12V 30mV vârf la vârf. Aici a fost un pic mai complicat de măsurat, deoarece aici include și offsetul acelui osciloscop. Da, cam acesta este rezultatul. Îl luați și voi ca atare. Cam aici se termină acest clip, privind prezentarea și testarea acestui mini boost convertor cu integratul B628. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!